I want to begin with a verse in Romans chapter 3 verse 4. Vreau să începem cu un verset din Romani 3 cu 8, cu 4. Here in the middle of the verse it says that God makes come true even if every man is found a liar. La mijloc spune Dumnezeu să fie găsit și toți bărbați, toți oamenii să fie găsiți mincinoși. That's a very good verse to bear in mind. Este un verset foarte bun de reținut. Because we find so few believers who live by the commands and promises of the word of God. Pentru că găsim atât de puțin credincioși care trăiesc potrivit poruncilor lui Dumnezeu. I can tell you so many verses in the New Testament which most believers never obey. Vă pot arăta o mulțime de versete din Noul Testament pe care cei mai mulți creștini nu le împlinesc. There was a life that the apostles lived. A fost o viață pe care au trăit apostolii. Very few believers live today. Pe care foarte puțin credincioși astăzi o trăiesc. Some people are taken up with the study of the word of God. Unii oameni se preocupă mult de studiul cuvântului lui Dumnezeu. Some people are taken up with the gifts of the Holy Spirit. Alții se ocupă mult de darurile Duhului Sfânt. Both of these are very important. Și amândouă acestea sunt foarte importante. Jesus studied the word of God. Iisus a studiat cuvântul lui Dumnezeu. Jesus had the gifts of the Holy Spirit. Iisus avea darurile Duhului Sfânt. But most important of all, he had a heavenly life. Dar mai presus de toate, important este că Domnul Iisus avea o viață cerească. The gifts of the Holy Spirit are like the parts of the body. Darurile Duhului Sfânt sunt ca și părți ale trupului. Which part of the body is it that you can say I don't want? Care parte a trupului poți tu să spui că n-ai nevoie de ea? We can say that they are not all equally important. Putem spune că nu toate părțile trupului sunt egale ca importanță. My little finger is not as important as my eye. De exemplu, degetele nu sunt așa de importante ca ochii mei. I would rather lose my little finger than my eye. Aș prefera mai degrabă să îmi pierd un deget decât să îmi pierd un ochi. But God has made the body with all the parts. Dar Dumnezeu a făcut trupul întreg cu toate părțile lui. So, we need all the gifts of the Holy Spirit. Deci avem nevoie de toate darurile Duhului Sfânt. But what's the use of all the parts of the body if there's no life in the body? Dar ce folos că avem toate părțile trupului dacă nu avem viață în trup? I mean, there's a dead man here who died just now. Dacă am avea un mort, un cadavru aici, un om, care e întreg, trupul e întreg. Dar cea mai importantă parte lipsește. Viața. So, all the things which God has given become useful when we have life. Toate darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu devin nefolositoare în momentul în care nu avem viață. In the Old Testament, they only had the word. În Vechiul Testament aveau doar cuvântul lui Dumnezeu. And the word of God was their guide. Și cuvântul Domnului era călăuza lor. It kept them from many wrong paths. Și păzea de lucruri greșite. But it could not lead them to life. Însă nu îi putea duce pe oameni la viață. There's no such thing as eternal life in the Old Testament. Nu exista termen precum viața veșnică în Vechiul Testament. They tried and tried and tried, but they never come to the life of God. Încercau din nou și din nou, însă nu puteau ajunge la viața veșnică. And God gave them the law to show them that they can never come to that life. Și Dumnezeu le-a dat legea arătându-le astfel că nu pot ajunge niciodată la viață. And then Jesus came. Apoi a venit Domnul Iisus. Not to give us more laws. Nu ca să mai adauge câteva legi, ci ca să ne aducă la acea viață. There are so many Christians around the world who are taken up with the externals of the Christian life. Sunt așa de mulți creștini în lume astăzi care sunt preocupați de părțile exterioare ale vieții creștine. There are many externals. Sunt părți exterioare. Water baptism. Botezul în apă. Lord's table. Cina Domnului. Modest clothing. Că să ne îmbrăcăm, cum să ne îmbrăcăm modest. And many churches teach about removal of jewelry. Și multe biserici predică să purtăm sau nu bijuterii, să ne acoperim capetele, să scoatem bijuteriile de pe noi. Și toate astea sunt bune ca învățături. Însă, mult mai important decât acestea este viața.
Trebuie să căutăm viața. Jesus said, I have come that you might have life and have it abundant. Iisus a spus, eu am venit ca voi să aveți viața și să aveți din belșug. Not just life, but abundant life. Nu doar viață, ci viață din abundență. Compare a sick person lying in a hospital. Compară un bolnav care este într-un pat de spital, struggling to live and breathe, care se străduiește să trăiască și să respire. El are viață. Nu-i mort. Și compară-l pe ăsta cu un tânăr fotbalist care alargă pe stadion. Asta e viața din belșug. Mulți creștini sunt ca și acel pacient din spital care trage să moară. Întotdeauna pare că biruiesc păcatul. Nu știu niciodată când vor muri spiritual. Ca un pacient în spital. Nu știe când va veni clipa morții. Dar nu suntem meniți să fim așa. Pentru că Domnul Iisus a venit să ne dea viață din belșug. Și sunt multe cuvinte scrise de Dumnezeu în cuvântul Lui. Și când vorbim despre a fi umplut de Duhul Sfânt, trebuie să nu uităm că Duhul Sfânt este acela care a scris cuvântul lui Dumnezeu. Și întotdeauna Duhul Sfânt ne va călăuzi la cuvântul pe care El l-a scris. Și dacă descoper că viața mea nu este în concordanță cu cele scrise în cuvânt, atunci trebuie să fiu cinstit și să spun, Doamne, nu trăiesc această viață. Am atâtea daruri ale Duhului, dar cel mai important lucru îmi lipsește. Ce rost ai toate părțile trupului când ești fizic bolnav tot timpul? Aș prefera să fiu fizic sănătos, fără unul, două degete. Uneori ne lăudăm că avem daruri ale Duhului. Eu vorbesc în limbi. Eu profețesc. Bine. Este ca și cum ai avea niște părți ale trupului, niște membre. Dar dacă păcătuiești în gândul tău, dacă ai amărăciune și nu poți să ierți pe cineva, sau n-ai gânduri curate, dacă n-ai inimă curată, dacă iubești banii, atunci ești ca și unul care are toate părțile trupului, însă ești bolnav. Bolnav rău. Ești ca și cum ai avea cancer. Sunt mulți oameni bolnavi de cancer care au toate părțile trupului. Și cancerul îi omoară. Deci putem avea darurile Duhului Sfânt și în același timp să fim bolnavi de păcat. Cel mai bun lucru e să fii sănătos și să ai toate părțile trupului întregi. Dar dacă trebuie să faci o alegere, e mai bine în primul rând să ai viață. De aceea a spus Apostolul în 1 Corinteni 13. Puteți vorbi în limbi ca îngerii, dar dacă n-ai dragoste, ești ca și un timbal zângănitor. Și dacă ai darul prorociei, de care toți sunt impresionați, un proroc, și ai toată cunoștința, chiar dacă avea credință să muți și munții, dar nu ai dragoste, înainte lui Dumnezeu ești un zero. În 1 Corinteni 13:2, nu trebuie să uităm niciodată aceasta. În versetele 1 și 2 vorbește despre darurile Duhului. În versetul 1 spune, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și n-aș avea dragoste,
just a noisy gong or a clanging cymbal. Sunt un gong sunător sau un chimbal zângănit. Verse 2. Și versetul 2. In addition, I have the gift of prophecy. Pe deasupra, dacă am și darul prorociei, I know all the mysteries. Și aș cunoaște toate misterele sau tainele. Și aș avea toată cunoștința. I don't have a little faith, I have all faith. Și nu dacă aș avea mică credință, dacă aș avea toată credința. Faith to remove mountains. Credința din aia să mut munții. Many of us don't have faith to remove mountains. Mulți dintre noi nu avem credință să mutăm munții. Mountains in front of you, you've not been able to remove. Sunt munți în fața ta pe care n-ai fost în stare de viață să-i mut. Faith to remove those mountains. Dar chiar dacă avea credință să muți acești munți. You don't have love. Dar dacă n-ai dragoste. Ești un zero. Imagine going to an examination and getting 0 out of 100. Imaginează să dai un examen și să primești nota 0. You didn't even get one mark out of 100. În India primești un punct dintr-o sută. With all the gift of prophecy. Cu toate darurile prorociei. And mighty miracles done by faith. Și minunile mari făcute prin credința ta. You stand before God. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu. Lord, how much did I get? Doamne, cât primesc? In the examination. La examen? Zero. Zero. But Lord, everybody else in the church thought I was a very spiritual. Dar Doamne, toți cei din biserică mă credeau un om spiritual. When they heard me prophesy. Când mă auzeau proroci. When they heard me preach. Când mă auzeau pe mine predicând. Când mă auzeau pe mine vorbind în limbi. God says those are all the members of the body. Dumnezeu spune acestea sunt doar membre ale trupului. Sunt importante. Life was not there. Însă viața nu e acolo. Zero. Zero primește. There are verses like that that tell us that you can do so many things. Sunt zero before God. Sunt versete asemenea în Biblie care spun că putem face multe lucruri și totuși să fim o nulitate înaintea lui Dumnezeu. But many believers are impressed with these gifts. Dar mulți credincioși sunt impresionați de aceste daruri. Because we think anything supernatural, the man must be a man of God. Pentru că atunci când vedem o manifestare supranaturală, spunem: "Oh, acest om trebuie să fie de la Domnul." In 1 Corinthians 12 says all the gifts are like the members of the body. În 1 Corinteni 12 zice că toate membrele trupului sunt părți ale trupului. He compares it to the hand and the legs and the ears and the eyes. Și compară darurile cu mâinile, ochii, picioarele. And then he goes to chapter 13 and says all of this is useless if you don't have love. Și apoi trece la capitolul 13 și spune că dacă le ai toate astea și nu ai dragoste, sunt nefolositoare. Even if you go out as a missionary. Chiar dacă ești un misionar you give up your job, și renunți la slujba ta, în versetul 3, you give away all your possessions to the poor, chiar dacă mi-aș împărți toată averea săracilor, and your body is burned because you preach the gospel, și chiar dacă ți-ai dat trupul să fie ars pentru predicarea Evangheliei, then people are really impressed. Atunci oamenii ar fi cu adevărat impresionați de tine. Omul ăsta și-a dat toți banii pentru lucrarea Domnului. Și s-a dus ca misionar să predice Evanghelia și l-a omorât. Și el ajunge înaintea lui Dumnezeu. Și Doamne, ce primesc eu acum? Zero. Can you get zero before God when you've given all your money for God's work? Oare poți să primești înaintea lui Dumnezeu zero după ce ți-ai dat toți banii pentru lucrarea Lui? Gone and become a preacher who's died for preaching the gospel. După ce ai mers ca misionar și ai murit pentru Evanghelie? Says here. Așa spune aici. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Let God be true and all the opinions of men a lie. Fie ca Dumnezeu să fie descoperit adevărat și toate părerile oamenilor false. Our mind cannot understand the things which God values. Mintea noastră nu poate înțelege lucrurile care au valoare înaintea lui Dumnezeu. The devil is a liar. Diavolul este un mincinos. He always seeks to make us taken up with something which God is not giving number one importance. El întotdeauna încearcă să ne preocupe cu ceva care înaintea lui Dumnezeu nu are importanță primordială. We must give importance to the thing God gives importance to. Trebuie să acordăm importanță lucrurilor care Dumnezeu le acordă importanță. Less importance to the thing God gives less importance. Și să acordăm mai puțină importanță lucrurilor care Dumnezeu le acordă mai puțină importanță. This is not the only place. Nu este aici singurul lucru, singurul loc unde se vorbește așa. Matthew chapter 7. Să vă arăt Matei 7. It talks here about false prophets. Vorbește aici despre prorocii mincinoși. When Jesus spoke in Matthew 5, 6 and 7.
Când în Matei 5, 6 și 7, când Iisus vorbea, those are amazing chapters. Acestea sunt niște capitole uimitoare. Why are these chapters so important? De ce sunt aceste capitole din Matei așa de importante? Because here is the secret of living a heavenly life. Pentru că aici găsim secretul trăirii unei vieți duhovnicești. If you want to know what a heavenly life is on earth. Dacă vrei să știi ce înseamnă a trăi o viață cerească pe pământ, citește Matei 5, 6 și 7. And most of it is about this life of love. Și în primul rând se vorbește despre viață trăită în dragoste. For example, he says in Matthew 7:12. De exemplu, spune în Matei 7:12. The way you want other people to treat you, you treat them. Așa cum vreți să vă trateze oamenii pe voi, așa tratați și voi pe For ei. This is the law and the prophets. Pentru că în asta sunt cuprinse legea și prorocii. The law and the prophets is an expression meaning the Bible. Legea și profeții înseamnă este o expresie care înseamnă Biblia. So Jesus said, deci Domnul Iisus spunea, dacă vrei să știi într-o propoziție care este toată învățătura Bibliei, într-o propoziție, treat other people the way you want them to treat. Tratează-i pe ceilalți oameni așa cum ai vrea ca ei să te trateze pe tine. Do you want other people to treat you nicely? Vrei ca alți oameni să se comporte frumos cu tine? Comportă-te și tu frumos cu ei. Nu vrei ca dorești ca nimeni să nu te vorbească de rău pe la spate? Nici tu nu vorbi pe nimeni pe la spate. Îți dorești ca oamenii să te ajute când ești la greu? Uită-te în jur și vezi oamenii în probleme și ajută-i tu pe ei. Do you want your wife to respect you? Dorești să fii respectat de soția ta? You respect your wife. Respectă-o tu pe soția ta, în primul rând. Do you want your wife always to speak nicely to you? Îți dorești ca soția ta să-ți vorbească întotdeauna frumos? Always speak nicely to her. Vorbește tu întotdeauna frumos cu ea. That is the message of the whole Bible. Acesta este mesajul întregii Biblii. It's not speaking in tongues or prophecy or miracles. Nu este vorbirea în limbi sau prorocia. If you don't live like this, dacă nu trăiești așa, you haven't understood anything about the Bible. Nu ai înțeles nimic în privința vieții. All the gifts of the Spirit are to help people to live like this. Toate darurile Duhului sunt menite să-i ajute pe oameni să trăiască așa. If God gives me a gift of the Spirit. Dacă Dumnezeu îmi dă un dar al Duhului. Let's say God gives me the gift of prophecy. Să zicem că Dumnezeu îmi dă darul prorociei și al învățării. Why does he give it to me? De ce mi-l dă? I first prayed to God for the gift of prophecy in 1963. În 1963 m-am rugat pentru prima dată Domnului să-mi dea darul prorociei. And for these 46 years. Și de 46 de ani. I prayed for more and more and more of that gift. M-am rugat mai mult și mai mult pentru acest dar. Because the Bible says. Pentru că așa spune Biblia. Earnestly desire the gift of prophecy for everybody. Să-ți dorești să primești darul prorociei. All brothers and sisters. Toți frații și surorile. Must seek for this gift. Trebuie să caute acest dar. Gift to be able to speak words that encourage and challenge. Darul de a fi în stare să vorbești cuvinte de încurajare pentru alții. And why does God give us this gift? Și de ce ne dă Dumnezeu acest dar? I'll tell you for myself. Vă spun din experiența mea. God has given me any gift of ministry. Dumnezeu mi-a dat un dar al lucrării. The purpose is. Scopul este. To teach others. How to treat other people the way they themselves want to be treated. Să învăț pe oameni cum să-i trateze pe alții dacă vor să fie tratați la fel. So that is the purpose of the gifts. Deci acesta este scopul darurilor. The purpose of the gifts is not to show other people what a great man of God I am. Scopul darurilor Duhului Sfânt nu este să arăt oamenilor ce grozav sunt eu. There are many preachers like that. Așa sunt mulți predicatori. They want other people to say, what a great preacher. Doresc ca frații să spună, wow, ce predicator mare. What a great healing gift. Sau ce dar de vindecare are. That person is a failure.
Vă spun că omul acela care gândește așa este un ratat. Are daruri, dar le folosește pentru sine. Când cauți un dar al Duhului Sfânt, caută-l în ideea de a ajuta pe alți oameni. What is the message of the whole Bible? Care este mesajul Bibliei? Treat everybody in the world the way you want to be treated. Tratați-i pe oameni din lume așa cum doriți voi să fiți tratați de ei. That's all. That's what Jesus taught. Asta a învățat Domnul Iisus. And that's a very good verse to examine ourselves all the time. Și acesta este un verset foarte bun pentru a ne testa pe noi tot timpul. Just think at the end of every day. Să ne gândim la sfârșitul fiecărei zile. Și să ne întrebăm. Did I treat my wife today the way I want to be treated? Oare m-am comportat eu cu soția mea așa cum mi-aș fi dorit să se comporte ea cu mine? Did I treat my husband today the way I want to be treated? Am tratat eu oare pe soțul meu astăzi cum mi-aș fi dorit ca el să mă trateze pe mine? Did I treat other people in the office the way I want to be treated? M-am comportat cu colegii mei la birou așa cum aș fi dorit ca ei să se comporte cu mine? If somebody made a mistake on the roads while I was driving. Dacă cineva a făcut o greșeală pe șosea când conduceam. Was I kind to him or was I hard? Am fost eu bun cu el sau? There's a lot of anger on the road. Să știți că pe șosele, în trafic, sunt mulți nervi. But I want to treat other people on the road the way I want to be treated myself. Dar eu vreau să-i tratez pe oameni în trafic așa cum ei ar trebui să, aș vrea să mă trateze pe mine. I was once riding my scooter in India. Odată mergeam cu scooterul meu prin India. There was a young boy riding a cycle in front of me. Și era în fața mea un băiețel cu o bicicletă. He suddenly turned without showing any. Și odată a tras dreapta fără să semnalizeze sau să facă vreun semn. I almost collided with him. Și aproape m-am lovit de el. I had to brake and stop. A trebuit să frânez și să mă opresc. I had a little son also at home. Și eu aveam un copil mic acasă. I said, Lord, these little boys, they don't have much sense. Și am spus, Doamne, știu ce înseamnă să fii copii, ei nu prea au simțuri așa. Vreau să am milă de el, față de el. A făcut o greșeală. Poate mâine fiul meu va face această greșeală în fața unui altuia. Și dacă va greși fiul meu mâine, ajută-i tu pe alții să aibă milă față de el. Și vă spun un lucru. The way you treat other people, God will treat you. Felul în care te comporți cu alți oameni, așa se va comporta Dumnezeu cu tine. Am văzut în India că toți pastorii și predicatorii așa, care bravează, merg în orașe. Și cu greu vezi tu un pastor dorind să meargă la sat. Și eu când am descoperit acest dar al predicării că l-am, îmi zic, Doamne, trimite-mă în sate. La oamenii săraci, care nu-și permit să aibă un predicator în biserică. Pentru că se pare că la sate nu vrea nimeni să meargă. Și știi ce a făcut Dumnezeu? În ultimii 35 de ani. God took me to so many poor villages in India. Dumnezeu m-a dus la atâtea sate sărăcăcioase din India. We've got wonderful churches there. Unde am plantat biserici minunate. I was so happy. Și am fost atât de fericit. In two of those villages. Și în două din aceste sate. There was no church for 2000 years. Timp de 2000 de ani nu a existat o biserică. There was no Christian for 2000. Nu erau creștini 2000 de ani. Nobody preached the gospel there. Nimeni nu predicase evanghelia acolo. Now we have churches. Acum avem biserici acolo. Conference there with 1500. Și ținem conferințe unde vin câte 1500 de oameni. Praising the Lord Jesus. Lăudându-l pe Domnul Iisus. God will give you if you ask. Dumnezeu, dacă îi ceri, îți va da. You say, Lord, I want to serve and bless other people. Vei spune, Doamne, vreau să slujesc și să binecuvântez alți oameni. I don't have the ability. Eu nu pot. But I'm available. Și nici nu sunt disponibil la asta. I say that to God many times. I-am spus lui Dumnezeu de multe ori. I don't have the ability to serve you. Nu am abilitatea, nu pot să te slujesc. But I'm available. Dar sunt la dispoziția ta. That's what I said this morning. Asta am spus și dimineața. Lord, I don't have the ability to serve. Doamne, eu nu am abilitatea, nu pot să te slujesc. There are other people with greater ability. Sunt alți oameni mai buni decât mine, vorbitori. Available. Dar sunt la dispoziția ta. Whatever you want. Ce vrei, fă cu mine. Whatever you want.
Și unde vrei tu? I know the river of God is always full of water. Și știu că râul lui Dumnezeu întotdeauna e plin cu apă. Never dry. Și nu se usucă niciodată. And if you want to let that river of God flow through me, I'm ready. Și dacă, Doamne, tu vrei ca acest râu al tău să curgă prin mine, eu sunt disponibil. My duty is only to keep the channel clean. Datoria mea este una, să păstrez canalul curat. So if you make this your goal, deci dacă faci din asta ținta ta, Lord, I want to treat everybody in this world the way I want to be. Doamne, vreau să mă compor cu ceilalți din lume așa cum doresc ca ei să se comporte cu mine. You know how you want to be treated, right? Știi tu cum vrei să se comporte alții cu tine, nu? Treat everybody in the world like that. Tratează-i în tocmai așa pe toți ceilalți din lume. That's the message of the whole Bible. Acesta este mesajul întregii Biblii. Why should you not lust after a girl with your eyes? De ce să poftești o fată cu ochii tăi? Vă spun. Do you want somebody to lust after your daughter like? Vrei tu ca cineva să poftească cu ochii lui după fata ta, așa? You don't want anybody to do that to your daughter. N-ai vrea ca nimeni să se comporte așa cu fata ta? Then don't do it to somebody else's daughter. Atunci nu pofti nici tu fiica altuia. All these women who show their bodies on internet pornographic sites. Toate aceste femei care se dezbracă pe site-urile pornografice, they're doing it for money. Fac asta pentru bani. They are poor. Sunt săraci. They don't know how to make money. Și nu știu alt mod de a face bani. They do this for money. Și fac asta pentru bani. Think if it was your daughter. Gândește-te dacă era fiica ta în locul lor. Would you look at that? Te-ai uita la site-urile astea? No. Nu. That is somebody's daughter. Să știți că și asta este fiica cuiva care vezi tocmai. Treat her the way you would treat your own daughter. Și tratează-o așa cum ți-ai tratat propria fiică. If you do that, dacă faci asta, never in your life go to an internet pornographic. Niciodată în viața ta nu vei mai intra pe un site pornografic. You never want to look at a picture of a naked woman. Și nu vei mai dori să te uiți la poza unei femei dezbrăcate. Would you like to see your picture of your daughter like that? Ți-ar place să vezi într-o revistă poza fiicei tale dezbrăcate? That is somebody's daughter. Asta e fiica cuiva. Tratați alți oameni așa cum doriți ca ei să vă trateze pe voi. Acesta este mesajul întregii Biblii. When you make a mistake, când faci o greșeală, you like your boss to get angry with you and shout at you? Ai vrea ca șeful tău să se supere pe tine, să enerveze și să țipe la tine? Aren't you happy if he comes to you and says, it's okay, we all make mistakes? N-ai fi mai fericit dacă ar vine la tine și ți-ar spune, nu-i nimic, toți greșim. Be like that to others. Fii tu așa cu alții. Be like that to your children. Fii așa cu copiii tăi. Sometimes we are so hard. Uneori suntem așa de duri. As if we never make any mistakes. Ca și cum noi n-am greșit niciodată. I remember many years ago. Îmi amintesc cu mulți ani în urmă. Îi spuneam copilului meu să-și bea laptele și nu, tot nu și-l bea, ca toți băieții, și apoi l-a vărsat și m-am enervat pe el. Și în acea zi, eu mi-am vărsat cafeaua mai târziu. Și Domnul mi-a zis, tu, om bătrân, îți vărsi cafeaua. Tu te enervezi pe amăretul ăla de băiat că își varsă laptele. Și îmi zic, Doamne, iartă. Vreau să fiu milos cu copiii mei. Pentru că și eu însumi greșesc. Adesea am descoperit că atunci când am corectat pe cineva, într-un mod dur, aspru, mai târziu eu însumi mi-am comis aceeași greșeală. Și Dumnezeu m-a învățat de-a lungul anilor că trebuie să fiu foarte milos cu alți oameni. Pentru că toți comitem greșeli. Și când vezi pe unul care greșește, tratează-l așa cum ți-ai dori tu să fii tratat când faci o greșeală. Gândește-te ce ar deveni biserica ta dacă toți am fi așa. Ai avea raiul în biserica ta. Ai avea cerul în casa ta. This is the message of the whole Bible. Pentru că acesta este mesajul întregii Biblii. But because we love ourselves so much, dar pentru că ne iubim de noi înșine atât de mult,
Spune aici în Matei 7 cu 13. Spune, calea vieții este foarte îngustă. Poarta este strâmtă. Yes. And the way also, verse 14, is narrow. Și spune că doar poarta și calea este îngustă. The gate is narrow, the way is narrow. Deci poarta e îngustă, calea e îngustă. One thing that means is only one person can go through it. Asta înseamnă că o singură persoană poate intra pe poartă și merge pe cale. I cannot make my wife spiritual. Nu pot să spiritual se ocupe soția mea cu mine. My wife cannot make me spiritual. Și nici soția mea nu mă poate face pe mine spiritual. Such a narrow gate that only one person can go. E așa o cale de, e așa o poartă de îngustă încât doar o persoană poate trece. You cannot take your son inside or your daughter or your wife or anyone. Nu-ți poți lua soția sau fiul cu tine înăuntru pe nimeni. They have to come on their own. Fiecare trebuie să intre singur. If a man is spiritual, it's not so sure that his wife is spiritual. Dacă un bărbat e duhovnicesc, nu înseamnă că și soția lui e la fel. And if a woman is spiritual, it's not so sure the husband is spiritual. Femeie e spirituală, nu înseamnă neapărat că și soțul ei e spiritual. And if a man is spiritual, it doesn't mean his son is spiritual. Și dacă un bărbat e spiritual, nu înseamnă că și fiul lui e așa. Everybody has to make a choice on their own. Fiecare trebuie să ia decizia personală. Poarta e așa de îngustă. Trebuie să alegem fiecare în parte. That's why we don't baptize our children. De aceea noi nu botezăm copiii mici. How can I make the choice for them? Cum pot eu să fac o alegere pentru el? Take my children with me into the kingdom? Eu nu pot lua copilul cu mine cu forța în împărăție. E o poartă îngustă. One day they have to choose themselves to come. Într-o zi copilul va trebui să aleagă singur să intre pe poartă. Then they can be baptized. Atunci poate fi botezat. The gate is small. Poarta e mică. The way is narrow. Calea e îngustă. And listen to this. Și ascultați. Verse 14. În 14. There are very few who find this way to life. Și foarte puțini sunt cei ce află calea vieții. We have 1,200 million people in India. În India avem 1,200,000,000 de oameni. I would like everybody to be converted. Și eu aș dori ca toți indienii să fie convertiți. But I know they will not be converted. Dar știu că nu vor fi convertiți. We have about 1% avem Protestant Christians in India. Doar circa 1% protestanți creștini în India. Worship idols. Majoritatea celorlalți se închină la idoli. We have about 140 million Muslims. Sau avem vreo 140 de milioane de musulmani. More than 900 million Hindus. Și peste 900 de milioane de hinduși. God wants everybody to be converted. Și Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie născuți din nou. Vrea ca toți să se pocăiască. Dar după 200 de ani de predicarea Evangheliei în India, atâția misionari cât au fost, atâtea jertfe care s-au adus, numărul creștinilor este foarte mic. Și dintre acești creștini, aceia care sunt umpluți cu Duhul Sfânt, sunt și mai puțini. And among those who are filled with the Holy Spirit, și între cei umpluți cu Duhul Sfânt, those who believe that love is greater than speaking in tongues, cei care cred că dragostea e mai mare decât vorbirea în limbi, is even less. Sunt încă și mai puțini. Those who have victory over sin, și cei care au biruința asupra păcatului, who treat other people the way they want to be treated, care se comportă cu alții cum ar vrea acela să se comporte cu ei, so small. Sunt așa de puțini. It's true what Jesus said. E adevărat ce spunea Domnul Iisus. Very few find the way to life. Foarte puțini găsesc calea vieții. Do you think all those people who sit in any church have found the way to life? Voi credeți că toți cei care vin în biserică au găsit calea vieții? The Pentecostals may think they're better than Baptists, and Baptists may think they're better than Pentecostals. Pentecostalii se cred mai buni decât baptiștii și baptiștii mai buni decât pentecostalii. But have they got life? Dar au ei viață? Îi tratează pe ceilalți așa cum doresc ei să fie tratați? Dacă n-au viață, au ratat mesajul întregii Biblii. Acesta este mesajul Bibliei. Comportă-te cu ceilalți așa cum dorești că ei se comporte cu tine. Asta e dragoste. Dacă nu am dragoste,
pot să am vorbire în limbi, profeții, credință să mut munții, să mă duc ca misionar și să mă dau ca martir. Și sunt o nulitate înaintea lui Dumnezeu. Însă aici Domnul Iisus spune în 15 că sunt proroci mincinoși. Și acești proroci falși, ei vor spune: oh nu, calea nu e chiar așa de îngustă. Și vor lărgi calea. Și mulți oameni vor fi conduși de această învățătură falsă. Mulți creștini sunt impresionați de numere mari. Așa mulți oameni în biserica ta. Trebuie să fie o biserică bună. Un lucru pe care l-am învățat eu din Biblie este că majoritatea întotdeauna greșește. Au fost 600.000 de bărbați care au ieșit din Egipt. Câți? 600.000. Do you know out of them how many God was happy with? Știți dintre cu câți dintre ei a fost Domnul mulțumit? 2. It's in the Bible. Păi scrie în Biblie. Imagine out of a church of 600,000 people, God is happy only with 2 of them? Imaginează-te dintr-o biserică de 600.000 de oameni, Dumnezeu e mulțumit doar de 2. Do you believe that? Îți vine să crezi asta? It's in the Bible. Scrie în Biblie. The majority was wrong. Majoritatea avea, era greșită. Au spus, noi nu putem intra în Canaan, e prea greu. I find today, astăzi descoper, among 600,000 born again believers, dintre 600.000 de credincioși născuți din nou, two people believe that they can have victory over sin. Doi oameni dintre ei cred că pot avea biruința asupra păcatului. Dar profeții mincinoși spun: oh, nu. Mulți oameni sunt pe calea vieții. Ce este calea vieții? El a spus: când te comporți cu alți oameni așa cum îți dorești ca ei să se comporte cu tine. Ești tu pe această cale? Poți tu să spui că în fiecare zi umbli pe acest drum? Vă spun, frați și surori, nu vă înșelați singuri. Să vă arăt un verset din Iacov. In James it says, James chapter 1, verse 26. Iacov 1 cu 26. If anyone thinks himself to be religious does not control his tongue, he's deceiving his own heart. His religion is worthless. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, religiunea unui astfel de om este zadarnică. How does a person think he is religious? Cum crede un om despre sine că este religios? I think all of us think we are religious. Eu cred că noi toți ne credem religioși. Venim la întâlniri, citim Scriptura, luăm cina, suntem botezați, vorbim în limbi, profețim adesea și spunem, suntem religioși. Bine, spune Iacov, hai să punem la încercare asta. Ai tu control complet asupra limbii tale? That your tongue does not speak words that hurt other people. Ca limba ta să nu vorbească cuvinte care să iranească pe alții. That your tongue doesn't speak angry words. Ca limba ta să nu rostească cuvinte pline de mânie. Unloving words. Cuvinte lipsite de dragoste. Dirty jokes. Glume murdare. Words that you would never speak if Jesus was standing next to you. Cuvinte pe care nu le-ai rosti dacă Domnul Iisus ar sta lângă tine. Words that you would never speak if Jesus was standing next to you. Cuvinte pe care nu le-ai spune dacă Domnul Iisus a stat lângă tine. You have control over your tongue? Ai tu control asupra limbii tale? If not, dacă nu,
all the other things you have. Toate celelalte lucruri pe care le ai. You stand before God. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu. Say, Lord, how much do I get? Și îl vei întreba, Doamne, cât primesc? 0 out of 100. Zero barat. It says that religion is worthless. Așa spune că religiunea lor este zadarnică. Do you believe it? Credeți asta? False prophets have told you it's not true. Știu că prorocii mincinoși v-au spus că nu e adevărat. That's why I started with that verse in the beginning. De aceea am început cu acel verset cu prorocii mincinoși. God be true. Dar Dumnezeu fie adevărat. Și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Cuvântul lui Dumnezeu e adevărat. Everything else is a lie. Altceva, totul este o minciună. I have followed this in my life. Am urmat această cale în viața mea. I only believe God's word. Și eu nu cred decât cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă interesează ce crede majoritatea oamenilor. Și nu mă interesează ce crede majoritatea creștinilor. Ce cred majoritatea oamenilor născuți din nou. Citesc și eu diferite cărți creștine. Și văd și eu ce spune unul și altul. Foarte interesant. Dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. I've even said that in our church. Asta spun și în biserica mea. If you believe me more than God's word, you'll go astray. Eu le spun celor din biserică, dacă mă credeți pe mine mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu, v-ați rătăcit. You may have a lot of confidence in me. Poți să ai multă încredere în mine. But if I cannot show it to you from scripture. Dar dacă nu pot să-mi bazez cuvintele mele pe Scriptură, don't believe. Nu mă crede. Don't believe even me. Nu mă crede nici măcar pe mine. Let God be true. Dumnezeu să fie găsit adevărat. Și orice om, inclusiv eu, să fim găsit mincinoși. Să fim mincinoși dacă nu vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o viață minunată. Să vă arăt câteva versete. Filipeni 4. Iată calea vieții. Rejoice in the Lord always. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. You know what always means? Știi ce înseamnă întotdeauna? 24 hours a day. 24 de ore pe zi. 7 days a week. 7 zile pe săptămână. Always joyful. Întotdeauna bucuros. When things go right, when things go wrong. Când se întâmplă lucruri bune sau lucruri rele. I'm not happy when things go wrong outside. Eu nu sunt fericit pe din afară când mi se întâmplă lucruri rele. Never takes away my joy in the Lord. Însă nu-mi poate lua bucuria Domnului. I also face many problems in life. Și eu, de asemenea, să nu credeți că nu am probleme în viață, ca și voi toți. When those problems come, însă când vin peste mine aceste probleme, sickness, boală, other difficulties, alte probleme, financial difficulties, probleme financiare, I say, Lord, spun, Doamne, but you're still on the throne. Tu ești totul, tot pe tron. That hasn't changed. Asta nu s-a schimbat. My earthly circumstances have changed. Circumstanțele pe pământ s-au schimbat. But Jesus is still on the throne. Dar tu, Iisus, ești încă pe tron. The devil was defeated 2000 years ago. În urmă cu 2000 de ani, diavolul a fost înfrânt. That hasn't changed. Și asta nu s-a schimbat. My sins are all cleansed in the blood of Jesus Christ. Eu sunt curățit în sângele Domnului Iisus Hristos. I'm a child of God. Sunt un copil al lui Dumnezeu. Jesus is coming soon. Vine Iisus în curând. Those things haven't changed. Păi astea nu s-au schimbat. Și sunt fericit, rămân fericit. Chiar dacă circumstanțele sunt temporare, negative, noi ne putem bucura în Domnul neîncetat. Și să refuzăm să fim influențați în inimă de circumstanțele, ce se întâmplă. Did your husband or wife forget to tell you something very important? Oare a uitat soția sau soțul tău să îți spună ceva foarte important? Is the heaven going to collapse because of that? Oare va cădea cerul că a uitat ea să-ți comunice ceva? No. Nu. Okay, they forgot. Atunci, iartă. You also forget many things, don't you? Că și tu ești adesea iertat, nu? Forgive. Iartă. There's a beautiful story in the Old Testament. Este o întâmplare minunată în Vechiul Testament. Let me tell you that. Să vă spun. Sometimes we get so angry with somebody. I told him to tell that person, he never told. Adesea ne enervăm pe cineva pentru că i-am zis să-i spună cuiva ceva și nu i-a spus. Ați avut experiența asta? Le-ai spus copiilor. Spune asta cuiva. Și a uitat. So, in Genesis 40, în Geneza 40, we read about Joseph.
Citim despre Iosif. Era în temniță. And he helped Pharaoh's cupbearer. He told to explain the dream to Pharaoh's servants. Și a explicat Iosif visele mai marilor robilor lui Faraon. And then he told Pharaoh's cupbearer in chapter 40 verse 13. Și în versetul 13 a spus mai marilui paharnicului. That Pharaoh will restore you to his position to your first place. I-a spus că în 3 zile Faraon îl va scoate din temniță și îl va repune pe scaunul lui. But verse 14. Dar în 14, when that happens, îi zice Iosif, când se va întâmpla asta, in 3 days, adică în 3 zile, Pharaoh will do it. Faraon te va scoate de aici. But when that happens, verse 14, dar când se va întâmpla asta, please do me a kindness. Te rog, fă-mi o favoare. Please tell Pharaoh that I'm unjustly put in this jail. Spune-i lui Faraon că sunt băgat pe nedrept în temniță. I want to go back to my father. Vreau să mă întorc la bătrânul meu tată. And so, 3 days later, așa că 3 zile mai târziu, Pharaoh's cupbearer, verse 21, was restored to him. În versetul 21 spune că pe memarele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui Faraon. Did he remember? What Joseph told him to remember? Și a mai amintit el ce a zis Iosif? No. Nu. Joseph did such a kind thing to him. Iosif a făcut așa un lucru bun față de el. He completely forgot. Și paharnicul îl uită cu desăvârșire. He didn't tell Pharaoh. Nu i-a spus lui Faraon. Imagine Joseph sitting in the prison. Nu i-a spus că Iosif stă în pușcărie, pe nedrept. And Pharaoh's cupbearer is gone. Și iată că paharnicul se duce înapoi la palat. And he's waiting. Și așteaptă. Iosif așteaptă în temniță. Oh, trebuie să-i zică. Poate uita azi, dar mâine tot îi spune. Și așteaptă Iosif și așteaptă în temniță. Și spune în versetul 23. Și spune că paharnicul nu s-a mai gândit la Iosif. L-a uitat. Știți cât timp l-a uitat? În următorul verset. 41:1. 2 ani. Imagine somebody forgetting to help you for 2 years after you helped him so much. Imaginează-ți tu să ajuți pe cineva și apoi acel cineva se uită de tine 2 ani de zile să te mai ajute. What should you do? Ce ai face tu? Can you rejoice in the Lord? Te-ai bucura în Domnul? Yes. Da. If you believe that God is in control even of things like that. Dacă vei crede că Dumnezeu este în controlul chiar acestei situații. If somebody has forgotten to do something I asked him to do, even though I was so good to him. Chiar dacă cineva a uitat să-ți răsplătească un bine atât de mare pe care l-ai făcut. I will not complain. Eu nu mă voi plânge. I will give thanks. Ci voi mulțumi. Lord, I don't know why he forgot. Doamne, eu nu știu de ce m-ai uitat. But there must be some good reason. Dar trebuie să fie un motiv bun. Thank you. Mulțumesc. 2 years later, după 2 ani, Pharaoh had a dream. Faraon a avut un vis. Și nimeni n-a putut să-l interpreteze. Then the cupbearer said. Atunci paharnicul a zis. Chapter 41 verse 9. În versetul 9. Now I remember my mistake. Mi-aduc astăzi aminte de greșeala mea. I remember in the jail verse 12 there was a Hebrew. În 12 am zis, acolo era un tânăr evreu închis. Who could explain our care putea să explice visele. Verse 14 Pharaoh sent him. Și în 14 Faraon trimite și îl cheamă pe Iosif. And you know the rest of the story. Și cunoașteți restul poveștii. Joseph became second ruler in Egypt. Iosif devine al doilea om în Egipt. Now, just stop and think. Să ne oprim acum și să ne gândim. Supposing the cupbearer had remembered the day he went to Pharaoh 2 years earlier. Să presupunem că paharnicul n-ar fi uitat și imediat după cele 3 zile ar fi amintit lui Faraon, i-ar fi spus lui Faraon despre Iosif. Și ar fi spus lui Faraon, este un tânăr acolo în temniță pe care el l-a pus pe nedrept acolo. That was Pharaoh's birthday. Și era ziua de naștere lui Faraon atunci. Și el ar fi spus, release him from the jail. Dați-i drumul, imediat, de ziua mea, îi dau drumul lui Iosif. Dați-i drumul să plece acasă. Și Iosif ar fi ieșit din temniță. Avea 28 de ani. Și s-ar fi întors în Canaan. Și ar fi trăit cu Iacov. And when there was a famine.
Și când venea foametea, ar fi murit toți de foame. That would be the end of the story. Asta ar fi fost sfârșitul poveștii. But how did God prevent that? Dar cum a împiedicat Dumnezeu asta să se întâmple? He prevented it by making the cupbearer forget. Dumnezeu a împiedicat acest lucru să se întâmple făcând paharnicul să uite. And then at the right time God made him remember. Și la timpul potrivit Dumnezeu i-a dus aminte din nou. And the story was different. Și s-a schimbat povestea. Because now Pharaoh said, pentru că acum faraon spune, you can't go to Canaan. Nu te duci în Canaan. You've got to be here. Rămâi aici cu noi. And then we see how, you know, Joseph collected all the grain and prepared for 7 years of famine. Și apoi vedem cu Iosif adună tot grâul din țară și pregătește țara pentru 7 ani de foamete. If they did not do that in 7 years of famine, all the people in that area would have died. Dacă nu ar fi făcut asta în 7 ani de foamete, toți oamenii din zonă ar fi pierit. Including Jacob and his children. Incluzându-l pe Iacob și copiii lui. There would have been no nation of Israel. N-ar fi existat astăzi națiunea lui Israel. There's no nation of Israel. Through which nation will Jesus come? Și dacă n-ar fi fost națiunea lui Israel, prin cine s-ar fi născut Domnul Iisus? Coming of Jesus. Venirea Domnului Iisus was dependent on a cupbearer forgetting. A depins la un moment dat de uitarea unui paharnic de Iosif. Înțelegeți? There's a proverb in English which says, big doors swing on small hinges. Este un proverb în limba engleză care spune că ușile mari se țin de balamale mici. Sometimes very big things are dependent on a small. Adesea lucruri foarte mari depind de lucruri foarte mici. Just this one little thing. Just like? One little thing. Exact așa acest lucru mic, detaliu. If the cupbearer had remembered. Dacă paharnicul și-ar fi amintit. Întâmplarea ar fi sunat altfel. Why are all these things written in the Old Testament? Dar de ce sunt scrise toate aceste lucruri în Vechiul Testament? To teach us that God is in control of everything. Ca să ne învețe că Domnul este în controlul tuturor lucrurilor. And when people do right or wrong, și când oamenii fac bine sau rău, don't get upset with them. Nu te enerva pe ei. Be merciful. Fii milos. Forgive. Iartă-i. You also forget. Că și tu ești iertat. Treat them the way you want to be treated. Comportă-te cu ei cum vrei ei să se comporte cu tine. God will make that work for your good. Și Dumnezeu va face ca totul să meargă spre binele tău. Not only Joseph's good. Nu numai spre binele lui Iosif, ci pentru tot Egiptul. And the good of his parents. Și spre binele familiei și părinților lui. Family members. Și a membrilor familiei. So we never need to complain. Deci niciodată să nu ne plângem. Bucurați-vă în Domnul întotdeauna. Și dați mulțumire pentru toate lucrurile. Never have a bad mood. Niciodată să nu ai o stare proastă. How many Christians have you met like that? Câți creștini ați găsit voi așa? Very few. Foarte puțin. Because pentru că not sought after life. Nu au căutat viața. We have not taken the Bible seriously. Nu au luat Scriptura în serios. We have not taken the control of our tongue seriously. N-au luat în serios controlul limbii. You know, when God gave me the gift of speaking in unknown tongues. Când Dumnezeu mi-a dat mie darul vorbind în limbi străine. The Holy Spirit did another thing. Duhul Sfânt a mai făcut un lucru. He controlled my mother tongue. A intrat și a controlat limba mea. Limba mea de carne. Does the Holy Spirit only give you other tongues but not control your mother tongue? Oare se poate ca Duhul Sfânt să-ți dea ție alte limbi și să nu te ajute să-ți controlezi limba ta? You can speak in tongues. Poți vorbi în limbi. But then you go home, it is another language. Și atunci mergi acasă și vorbești altă limbă. Anger. Mânie. Bitterness. Amărăciune. Backbiting. Gossiping. Bârfă. Evil speaking. Vorbirea de rău. Which spirit is that? A cui duh este ăsta? Can you have the Holy Spirit one time on the tongue and oare the evil spirit? Odată ai pe limbă Duhul Sfânt, odată e celălalt duh. The Holy Spirit wants permanent control of my tongue. Duhul Sfânt dorește control permanent al limbii mele. That is the real meaning of speaking in tongues. Asta este adevărata însemnătate a vorbirii în limbi. Let me tell you that. Să vă spun. The Bible says that all the animals in the world can be controlled but not the tongue. Biblia spune că toate animalele din lume pot fi controlate, însă limba nu. And on the day of Pentecost. Și în ziua cincizecimii. God filled 120 people with the Holy Spirit. Dumnezeu a umplut 120 de oameni cu Duhul Sfânt.
și a spus. He put a tongue of fire on top of all of their și spune că a pus o limbă de foc peste capetele lor. What was he saying? Și ce spune prin this asta? Part of the body, the tongue. Această parte a corpului, limba. It's the part which nobody can tame or control. Este partea pe care nimeni nu o poate îmblânzi sau controla. Lions and elephants and all can be tamed. Și spunea Domnul, chiar și leii și elefanții, fiarele pot fi îmblânzite. Not this tongue. Dar nu limba. But now I'm doing a new thing in the dar acum eu fac un lucru nou în ziua 50-mii. Voi umple oamenii cu Duhul Sfânt. And their tongue will be controlled by the Holy Spirit. Și limba lor va fi controlată de Duhul Sfânt. That's the meaning of the tongue on fire. Asta înseamnă limbă de foc. Not the fire of hell. Nu focul iadului. James says sometimes your tongue can be on the fire of hell. Iacov spune că uneori împrăștiem focul iadului cu limba noastră. This is the fire of the Holy Spirit. Dar aici vorbim despre focul Duhului Sfânt. When should my tongue be on the fire of the Holy Spirit? Când ar trebui limba mea să aibă focul Duhului Sfânt? Is it only when I speak in tongues? Doar atunci când vorbesc în limbi? Nu. All the time. Tot timpul. 24 hours. 24 de ore. I never want to speak anything that I cannot speak if Jesus is standing right there. N-aș vrea să spun nimic de care mi-ar fi rușine să spun dacă ar fi Domnul lângă mine. You say the Lord is with me. Domnul este cu mine. We all say that. Și cu toții spunem asta. You have Jesus in your heart? Dacă l-ai pe Iisus în inimă. Yes, I have Jesus in my heart. Și tu spui, da, îl am în inimă. Then do you always speak recognizing that Jesus is right there with you? Atunci tu îți dai seama că atunci când vorbești, Domnul Iisus e lângă tine? Do you speak to other people in your home that recognizing Jesus is right there? Vorbești tu cu cei din casa ta și ei își dau seama că Iisus e lângă tine? Why is it that we don't have that control of the tongue? Cum se face că nu avem controlul limbii? Because we don't seek to be filled with the Holy Spirit all the time. Pentru că nu căutăm umplerea cu Duhul Sfânt tot timpul. We glory in some baptism in the Holy Spirit. We got some. Ne lăudăm cu botezul în Duhul Sfânt pe care l-am avut cu mulți ani în urmă. We must be filled with the Spirit from morning till night every day. Dar în fiecare zi de dimineața până seara trebuie să fiu umplut cu Duhul Sfânt. That way is narrow. Și calea e îngustă. But there are a few who find it. Dar sunt câțiva care o găsesc. Let's seek to find it. Haideți să căutăm să găsim calea. And walk that way. Și să mergem pe această cale. Să ne rugăm. God will give you the power to live this life. Dumnezeu îți va da puterea să trăiești o astfel de viață. Believe him. Crede în el. Lord, you are true and every man is a liar. Doamne, Tu să fii găsit adevărat și toți oamenii mincinoși. You have said something in your word, I believe it. Dacă scrie ceva în cuvântul Tău, eu cred. It's possible for me to live this life. Eu pot să trăiesc o astfel de viață. Even though I have not experienced it so far. Deși până acum n-am experimentat-o. Lord Jesus, I want this life. Și Doamne Iisuse, doresc această viață. I don't want to just impress people. Nu doar doresc să impresionez pe alții. I want this life where I will treat every human being in the world exactly the way I want to be treated. Îmi doresc să trăiesc și să îi respect pe alți oameni exact cum doresc ca ei să mă respecte pe mine. And I will start with my own home first. Și încep în primul rând cu casa mea. And then my neighbors. Apoi vecinii mei. And then the people in the church. Apoi cu frații din biserică. Give me the power of the Holy Spirit. Dă-mi puterea Duhului Tău Sfânt. Not for supernatural gifts first. Nu pentru daruri supranaturale în primul rând. Control my tongue first. Ci în primul rând să-mi controlez limba. And treat other people the way I want to be treated. Și să-i tratez pe ceilalți cum doresc eu să fiu tratat de ei. And then give me the gifts of the Holy Spirit. Și apoi share this message with others. Dă-mi Duhul Sfânt și darurile ca să pot să te împărtășesc altora. So that I can be a balanced Christian. Ca să fiu un creștin echilibrat. With the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit. Și cu roada Duhului și cu darurile Duhului. Heavenly Father, Tată Ceresc, you give good gifts to all your children who ask you. Tu dai darul bun tuturor copiilor care ți le cer. Please give us this life. Te rog, dă-ne acest viață. I want it, Lord. Vrem, Doamne, asta. I want it with all my heart. Cu toată inima dorim această viață. I'm willing to pay any price for it. I want it. Și suntem gata să plătim orice preț pentru că dorim. Și cred că sunt și alții care au aceeași rugăciune, care sunt gata să plătească oricât ar costa. Pentru că dorim să trăim viața pe care Tu o dorești pentru noi. Fă-o, Doamne, în noi. Doar Tu ne poți sfinți în întregime. Prin Duhul Sfânt. Fă-o, Doamne, în viețile noastre.
Ne rugăm în numele Domnului Iisus.